Bună, Pești, și bine ai venit la etalarea ta pentru săptămâna 29 martie-4 aprilie. Menționez că această etalare este valabilă atât pentru cei din zodia Pești, cât și pentru cei cu luna, ascendentul, nodul nord și multe planete pe astrograma natală în semnul peștilor. De asemenea, vă reamintesc că este o etalare pur generală, nu are cum să se potrivească perfect fiecăruia dintre voi, așa că vă rog mult să luați de aici doar mesajele care rezonează cu situația voastră și să lăsați tot aici mesajele în care nu vă regăsiți, deoarece cu siguranță sunt pentru alte persoane. Hai să vedem, dragii mei peștișori! La baza pachetului avem 5 de spade, îndrăgostiții, 8 de monede și lumea. Se pare că s-a încheiat un ciclu în viața voastră, dragii mei peștișori, poate o perioadă în care ați fost mai gânditori, poate o perioadă de odihnă s-a încheiat pentru voi și ați reușit, ați ajuns la un final, la un apogeu. Și vă văd aici că v-ați apucat de lucru, totuși mai lucrați, totuși încercați să... Parcă să fiți băgați iarăși într-o situație. Pentru unii, poate la locul de muncă aveți de luat o decizie sau aveți de făcut o alegere, o alegere foarte importantă, foarte tentantă, însă această decizie ori presupune să faceți o mică mare nedreptate, ori această decizie pe care o luați vă pune într-o situație în care să vi se facă o mică mare nedreptate. De asemenea, mai putem să discutăm aici despre faptul că lucrați la ceva, da, ați încheiat un ciclu și poate mai aveți de finisat ceva și sau poate încercați pe cât posibil să mai reparați ceva sau să mai trageți cu dinții de o relație, de un loc de muncă, de o situație anume și atunci sunteți foarte, foarte tentați de acest lucru, însă iarăși ajungeți în acest punct. Poate e cazul, nu știu, să vă lăsați totuși duși, să înțelegeți că poate pur și simplu vi se arată că acest ciclu care s-a încheiat, acest ciclu pur și simplu a fost pentru o înțelepciune mai mare a voastră și poate ar fi cazul să apelați la o anumită înțelepciune sau la o anumită persoană din trecutul vostru pentru a reuși să ieșiți din această situație. Hai să vedem despre ce e vorba. Cavalerul de monede, ca energie generală, ce gândiți voi, valetul de bâte, ce simțiți voi, asul de spade, ce stă la baza manifestărilor, 10 de bâte, ce în exterior, 6 de cupe, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, 10 de cupe și ce gândesc ceilalți sau ce gândește cealaltă persoană, valetul de spade. Frumos! Cavalerul de monede. După cum spuneam, această întâmplare de aici ori se petrece pe zona prietenilor, ori la locul de muncă, ori pentru unii discutăm despre o situație anume din viața voastră, foarte stabilă, poate o relație care durează de ceva timp, în cadrul căreia e posibil să aveți parte de un mic, mare conflict aici. Și e interesant că voi aici sunteți puși pe schimbare, sunteți puși pe cai mari, simțiți acest nou început care vine. Chiar acest valet de bâte, să știți că pe zona gândirii îmi vorbește despre schimbări mari la care vă gândiți, schimbări care e adevărat presupun să lăsați ceva în urmă. Tot această schimbare vine și cu o pierdere la pachet și poate asta pierde, poate e asta pierderea, dar să știți că această schimbare este fără întoarcere și mai pe deasupra mai vine și cu o mică mare pierdere pe drum. De asemenea, tot acest valet de bâte pentru alții dintre voi, că nu e pentru toată lumea, pentru alții discutăm aici despre mesaje noi care sunt transmise de către voi celorlalți, poate deja le spuneți celorlalți că nu mai puteți în această situație, poate deja spuneți că vă doriți o eliberare pentru unii dintre voi. Pentru alții, acest valet de bâte, să știți că vorbește despre o schimbare sau despre noi activități care vă vin în minte și pe care poate doriți să le împărtășiți și celorlalți, dar poate activități care pur și simplu să vă scoată din această stare de aici de supra-solicitare pentru unii dintre voi. Ce simțiți voi? Asul de spade.
Voi vreți dreptate sau pur și simplu sunteți poate mai reci, poate primiți o veste pe zona sufletului, poate de asemenea voi sunteți mai reci, poate spuneți mai puține cuvinte în această perioadă referitor la zona voastră emoțională. Pur și simplu parcă scoateți sabia și vreți dreptate. Aceasta este Atena, da? Vreți o dreptate. Parcă pur și simplu nu mai suportați să mai stați, repet, în această supra-solicitare de aici. Acum poate să fie vorba și de un personaj nou care intră în viața voastră, în sufletul vostru, de ce nu? O persoană care pur și simplu vine și încearcă pe cât posibil să vă schimbe anumite idei pe care voi le aveți. Poate să fie vorba și despre un personaj care intră în sufletul vostru. Pentru alți peștișori, să știți că discutăm despre ideea aceasta de a-ți împietri inima, însă într-un sens mai pozitiv, în sensul că poate deveniți mai reci, mai detașați, tocmai pentru a reuși, repet, să vă eliberați. Pentru că e o perioadă în care ori aveți mult de muncă și atunci nu prea vă concentrați voi pe zona personală în această săptămână, ori discutăm despre multe activități din viața voastră care pur și simplu vă fac să spuneți, domnule bun, am ajuns într-un punct, sunt ok, sunt bine, dar nu mai pot, pur și simplu, adică sunt foarte multe pe capul meu, cam așa vă simțiți. Acum posibil să aveți activitățile voastre de făcut, să mai vină și altele la pachet care să vă aglomereze timpul. E adevărat că e o perioadă de final definitiv pentru voi, cu siguranță încheiați în această săptămână etapa aceasta de supra-solicitare. Deja începeți să vorbiți despre noile schimbări, despre noile lucruri pe care doriți să le faceți, cine știe, posibil și acest lucru. Văd că durează de ceva timp, oricum, această energie de aici, pur și simplu nu mai suportați și parcă doriți să schimbați ceva. Ori vă schimbați o relație, ori pur și simplu vă schimbați atitudinea, mai bine spus, într-o relație pentru alți peștișori. În exterior este acest 6 de cupe. 6 de cupe care îmi spune despre o posibilă persoană din trecut, care e posibil să se întoarcă, dragii mei peștișori, poate chiar o persoană care v-a făcut o nedreptate, da? O persoană se întoarce și văd că e posibil să se informeze despre voi, să spună tot felul de lucruri, pur și simplu cealaltă persoană, să știți că în momentul de față parcă vă vede perechea ideală. Problema este că voi aveți cam asul de spade în inimă. Deci ori o veste pe care o primiți în acest sens, posibil să se întoarcă o persoană și să spuneți, domnule bun, dar stai puțin să întoarcem puțin foaia, da? Schimbăm lucrurile între noi dacă e vorba de împăcare, pentru că văd aici că e o relație veche, ori o relație de prietenie, ori o relație mai stabilă, ori o relație dacă mai mult s-a bazat pe zona aceasta a prietenilor sau zona profesională. Ce simt ceilalți? Ceilalți pur și simplu sunt în largul lor, posibil să ori să întâlniți o nouă persoană pentru unii peștișori, e vorba de un suflet pereche, o persoană foarte dragă vouă, o persoană cu care să știți că ați mai trăit în altă viață, pentru cei care cred în reîncarnare. Chiar ați avut un trecut destul de interesant, ca să spun așa, și acum această persoană parcă vine să vă salveze din toată această poveste în care sunteți. Acum poate să fie vorba de zona emoțională, de dragoste, sau putem să discutăm de un prieten sau de o persoană nouă care apare tocmai ca să vă ajute să ieșiți din tot acest impas. Și ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți este acest valet de spade. Valet de spade care vorbește, dragii mei peștișori, despre faptul că ceilalți sau cealaltă persoană se interesează foarte mult la adresa voastră, posibil chiar să vă și spună aceste lucruri, posibil să vă spună tot felul de lucruri pe care le-a acumulat până acum, să se descarce oarecum în fața voastră. Sunt discuții foarte interesante pentru că acest fapt vă determină pe voi să faceți această schimbare într-un final și de asemenea tot aceste vorbe e posibil să vă deranjeze nițel, dar eu cred aici că e vorba despre o reglare de karmă pentru unii dintre voi. Deci e o săptămână cu reglări de karmă, dragii mei peștișori, și adevărat cineva vine să vă salveze din toată această poveste de aici. E interesantă etalarea voastră. Pentru mai multe detalii, nu uitați să ascultați și filmările zilnice pe Zodii, le găsiți tot pe acest canal. Și, dragii mei peștișori, vă pupăcesc, vă indic să vă ascultați și semnele zodiacale în care aveți luna, ascendentul, nodul nord,
Cu siguranță găsiți și acolo mesaje care să se potrivească cu situația voastră. Acestea fiind spuse, eu vă pupăcesc, vă mulțumesc pentru vizionare, vă iubesc și să ne revedem cu bine și la alte filmări.